Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Adevăruri Ascunse. Sunt Cătălina Porumbel. Astăzi o să vorbim despre un subiect controversat. De ce bărbații iubesc unele femei, dar se căsătoresc cu altele? Avem și zodiile care au cea mai bună intuiție și avem și rubricile noastre permanente. Leacul zilei, pilda zilei. Vedem ce pregătesc și runele pentru săptămâna care urmează. Lidia Feciorul, bioenergoterapeut. Bună seara! Și maestru Mihai Horochevici, numerolog. Bună seara pe baricade! Să începem. Păi să începem. Spuneam că subiectul e unul intens, dezbătut, controversat. De ce bărbații iubesc unele femei și se căsătoresc cu altele? Pentru că bărbații de la început, știi că spuneam eu, 30 de secunde, știi? Care perechea ta? În primele 30 de secunde, când se duc bărbații într-o gașcă de femei, și una din ele știe că în 30 de secunde că ăla va fi al ei și el în 30 de secunde știe pe care din ea o va lua de nevastă și pe care o va iubi. Zice, tu ești iubita mea, dar ea este mama copiilor mei. Bun, dar cum explicăm asta? Pentru că își alege bărbații din instinct, vor să-și aleagă cum mai să le zic eu? O nevastă care seamănă cu masa. Ascultătoarele, docilele. Dar așa vor ei sau e o etichetă impusă de societate, de părinți? Vine și din părinți. Așa. Vine și din educație. Dar vine și din societate. Deci mai puțin cu societatea. Dar vine și din... că vrea copilul lui pe care o să-i aibă să aibă o mamă exemplar. Da, poate și doamna pe care o iubește poate fi mamă exemplar. Nu, doamna care o iubește este doar cea cu multă experiență în pat. Doar atât? Da. Și ce se întâmplă? Rămâne între astea două, înțelegi, tot timpul. Că combină liniștea de acasă cu siguranța și cu partea cealaltă care lipsește. Spui că n-are curaj să facă acest pas cu o femeie pe care o iubește pentru că are niște preconcepții? Da, și pentru că n-ar pune în practică niciun fel de experiență sexuală cu soția ca să nu o învețe prost. Ce înseamnă să nu o învețe prost? Adică să nu învețe că există și alte poziții, și alte peluri și așa mai departe. Bine, vorbim acum despre anii, acum 20 de ani, 30. Păi, acum asta vreau să zic. Că acum mai nou, nu mai ține, nu se mai ține cont, dar se ține cont de ce? De că nu-și mai asumă căsătoria. Fug de această responsabilitate. Exact. Deci, practic, s-a schimbat una cu cealaltă. Înainte o lua pe una și pe cealaltă o iubea, dar acum nu le mai ia nici pe una. Doar stă. Ca să nu-și asume nicio responsabilitate. Exact, exact. Sunt aici mai multe tipologii. Femeia soție, femeia prieten. Păi femeia amantă. Femeia amantă, acum îți spun... Sunt foarte multe femei acum care sunt și amante soțului lor și e femeia ideală, știi, de asta cu gospodină, doamnă și iar gospodină. Da, poți să fii în mai multe feluri așa cum îți dorește soțul sau partenerul. Exact. Poate să fie în mai multe feluri când și cum există situația. Așa. Dar... copii vor face numai cu cele cu care, cu mințelele. Da, și aici era întrebarea, cât este această vină sau, mă rog, concepție sau tipar venit de la părinți? Numai că, eu, Cătălina, o să-ți spun ceva. 10%, 80% divorțează. Acum mai nou ce se căsătoresc, maxim 4-5 ani de zile, pa la revedere. 10% rămân de frică. De frică de singurătate? De frică că nu le mai ia nimeni sau nu-i mai ia nimeni sau că n-au unde să se ducă.
și doar 10% din societate rămân ca să facă un cuplu. Este foarte îngrijorător. Da, e cam tristă realitatea. Tristă, asta. Realitatea este tristă. Și nu glumesc, adică eu râd, dar vă spun lucrurile așa, într-o statistică scurtă, că am mai discutat unii cu alții. Înțelegi? Problema este că foarte multe căsătorii cu doamne, cu fete, alea cu mințelele care sunt ele la prima vedere docile și așa mai departe, bărbații când mai trece un an de zile își dau seama că s-au însurat cu dracu. De ce? Rele? Posesive? Posesive. Din astea răutăcioase din toate punctele de vedere și mai ales și dacă îi face și un copil. E adios, papa Andreas. Liniște. E liniște, spui. Adios, liniște. Adios, liniște. Da, da. Dar ce înseamnă femeie cu minte? Pentru că noi trăim acum într-o altă realitate, într-o altă societate. Nu ne mai putem gândi la societatea în care trăiau bunicii noștri sau chiar părinții noștri. Nu te amăgi. Da, da. Eu o văd femeia cu minte, este... cu valori morale. Este... și acum este la fel. Alegerea. Până la urmă trebuie să fie un om echilibrat, nu? Un om care își dorește o familie și cred că asta este valabil și pentru el și pentru ea. Să-și asume responsabilități, să poată să meargă și în partea de compromis până la urmă într-o căsătorie, că... asta este. Da, dar n-am zis nimic, că noi nu suntem, eu nu sunt absurdă. Deci, femeia amantă este cea, că zice, a început să spună, este cea care, doamnă, gospodină, mamă și așa mai departe. Femeia soție. Femeia soție, cum se cade, dar nu e, ca, nu e bună nici și de amantă. În viziunea bărbatului. Da. Noi vorbim despre o marjă foarte mică de bărbați în discuția noastră de acum. Pentru că pe mulți nu interesează trecutul. Nu interesează relațiile de dinainte, că până la urmă e vorba de un trecut și corect, fiecare om e... Corect. Cu bine cu un trecut. Da, un tensor cu trecutul. Corect. Cele mai bune căsătorii sunt cu femeia prietenă. Da. Da, cu femeia prieten. Femeia prieten comunică mai ușor, e mult mai îl ajută pe om, pe bărbat în afaceri, îl împinge să poată avea succese amândoi. Adică luptă pentru același țel. Exact, femeia prieten. În rest, celelalte vor fi tot timpul. Dacă va avea o femeie amantă, aia nu va face nimic. Aia se va gândi doar tot timpul, în primul rând, de ce întârzie și în al doilea rând scandalul va fi așa, sau îl și înșeală la prima cotitură. Cât contribuie părinții, Lidia, în momentul în care decizi să iei pe cineva de soț sau soție? Foarte mult. Eu o să-ți spun... Știi că spuneam, femeile trebuie să se uite la bărbați care își iubesc părinții. Aia sunt bărbații adevărați și tații minunați pentru copiilor. Vor fi tați buni pentru copiilor. Bărbații, chiar dacă e mai flușturatic, indiferent cum e, își alege ceva să semene cu mama. Să aibă ceva din mama lui. Să aducă. E bătut da. În cuie treaba asta. Ceva, să aibă ceva din mama ceva lui. Ceva mai mult. Adică să vadă femeia grijulie, să vadă femeia permisibilă, să vadă femeia și docilă, dar și femeia hotărâtă din ea, luptătoarea. Descurcăreață. Exact, exact. Răbdătoare. Că până la urmă, nimeni nu garantează. Mă căsătoresc eu, da, am 20 de ani, 25, să spun, 30. Mă căsătoresc și în caz că soțul meu sau eu nu mai suntem apți de muncă, ne se întâmplă un accident, o chestie. Ai înțeles? Ce facem? Sau am avut o afacere, am dat faliment.
La revedere, se strică și familie și tot. Înțelegi? Adică siguranța asta nu mai există. Că un bărbat sau o femeie, dacă ți s-a întâmplat ceva, rămâne cu tine toată viața ta până la cap. Da, și asta e foarte trist, deși cred că atunci când doi oameni stau o perioadă lungă de timp împreună și există această situație, șomaj, un accident de muncă, nu cred că cineva se poate descotorosi, pentru că asta sunt foarte mulți care sunt foarte mulți care se descotorosesc fără nicio problemă. Da, fără nicio problemă. Da, sunt și astfel de situații. Da. Mai există situația de amanta versus soție și le întrebăm pe femei în cazurile astea, în care parte te încadrezi? În amantă mai mult sau în soție mai mult? Depinde. Bărbații dintotdeauna au fost vânători, înțelegi? Și dintotdeauna vor fi chestiile astea, și femeilor le fug ochii după bărbați mișto și la bărbați le fug ochii după femei mișto. Întotdeauna a fost și va fi. Înțelegi? Și bărbatul va alege întotdeauna femeia care să-i dea siguranță educației copiilor lui. Prin asta va merge primul pas. A zis cineva la un moment dat și era interesant că atunci când te căsătorești cu cineva, trebuie să te gândești dacă vrei să îmbătrânești lângă acel cineva. Păi asta este... Și asta e adevăratul test pe care trebuie să îl dai. Asta este succesul. Da, și să-ți răspunzi la această întrebare. Vrei să îmbătrânești lângă această persoană sau nu? Știi cum spuneți? Că sunt foarte multe persoane cu care m-aș culca, dar sunt foarte puține cu care m-aș trezi. Da, e... redusă, practic, exact. Această teoremă. Mă rog, e mai plastică spusă, da. dar e și asta un adevăr, știi? 80% spuneai tu că nu-și mai asumă responsabilitatea. Nu-și mai asumă, din păcate. Asta vine din ce? Păi... Din răbdare puțină, toleranță puțină, responsabilitate puțină? E foarte puțină responsabilitate și toleranță. Chiar și... cum să-ți spun eu ție, mă uitam la statistică, așa, inclusiv vârsta nu mai are niciun rol. La fel se poate comporta de irascibil și de fără implicare și unul mai în vârstă și un bărbat mai în vârstă decât unul tânăr. Deci nu mai este înțelepciunea care îți dă... Net. Mai ales că ăla vine după o relație, după o chestie conjugală trăită 25, 30, 15, 10 de ani de căsnicie, unde după cei 10 ani, domnule, li se pare cel puțin că l-au apucat pe Dumnezeu de picioare și că șmecheria începe la ei. Deși femeile, să țineți minte, când voi credeți că șmecheria începe la voi, femeile deja aveau butic, vindeau șmecherie la pic. Dar nu-și mai asumă. Da. Aici cred că e răspunsul. Asumarea, responsabilitatea, da. Cât ești dispus să îți asumi și să duci mai departe foarte o relație. Foarte rar mai găsești acum și de aia nici nu se mai produc atât de multe relații de căsătorie după o vârstă, da? Pentru că nu-și mai asum. Nu-și mai asum. Mai zicea tot cineva că trebuie să ai un dram de inconștiență când faci asta acest pas, pentru că dacă te gândești la tot ce va urma, nu știu dacă vei mai face. Asta e bună și la tinerețe și la bătrânețe. Nu are nicio diferență. Da, nicio diferență. Dramul ăla e bun oricând. Să nu analizezi chiar totul, pentru exact. că întorci. Trebuie să-ți asumi, adică trebuie să-ți asumi chestia asta, altfel nu se poate. Orice femeie în viața unui bărbat, ea vrea să se asigure că bărbatul nu va înșela, că bărbatul nu va schimba, că bărbatul nu se va uita niciodată la alte femei. Dar eu o să vă spun, dacă bărbatul nu se va uita nici măcar cu ochii să se uite către o femeie, nici n-are cu ce face comparație și într-o zi, neuitându-se odată, se va duce decât dacă s-a uitat o singură dată. Da, bine, și acest lucru e absurd.
să... Este, dar cine îți garantează? Eu le spun tot timpul, cine îți garantează ție că nu, eu nu vreau să fac un copil decât dacă mă mărit și că... Și sunt de acord, copilul trebuie să aibă și mamă, și tată, și familie, și tot absolut, ca să crească într-o armonie și într-o... Dar cine îți garantează că poate mori tu, poate mori el? Cine îți garantează chestia asta? Da. Vrei să faci un copil fără? Simți că îți bate ceasul și după aia o să dai vina pe destin, pe Dumnezeu, pe karma, pe cine dai vina că nu n-ai făcut tu un copil la timp? Alegerea a fost a ta, să-l faci sau să nu-l faci. Și eu râd și le spun, duceți-vă, căutați-vă câte un bărbat frumos, uitați-vă așa să fie genetic, beton, beton, și faceți-o cu bine. Da, e un pas important. Ca să fie un copil de genă, cu genă bună, să fie deștept, că oricum mama dă deșteptăciunea la copil, nu tata. Bun. Haideți, maestre, să ne spuneți care sunt zodiile. Da, da, genetic, ca să știi. Ați rămas un pic în cumpăn, așa? Nu, eu am rămas surprins de mult de când m-am căsătorit, că fiecare primește, mai ales băieții pe lângă mame, au, exact ce a zis Lidia, au un anumit flair. Adică el, când își caută partenera, va trebui, așa va face, să caute oglinda mamei. Da. Fetele caută oglinda tatălui. E invers. Și la mine, generația care a venit după mine, exact așa s-a întâmplat. Adică ce am făcut eu, și fără să-i oblig, sau, mi-a zis, nu știu, voi uitați-vă ce ați văzut la noi, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, și când vă găsiți un prieten sau o prietenă, luați-o exact după, ca la podul care pe voi va... mișcați, va impresiona mai mult, da? Bun.